La întâlnirea dintre directorii de școli și conducerea primăriei Roman s-a atras atenția în ceea ce privește starea unor clădiri în care funcționează unitățile școlare. Este vorba de cel puțin 4 clădiri, respectiv grădinița cu program normal numărul 2 din fața Casei Căsătoriilor, grădinița cu program prelungit de la Casa Căsătoriilor, corpul B al școlii numărul 1 și seminarul teologic ortodox. Ei, la același corp B am avea nevoie de verificarea, chiar înlocuirea instalației electrice, care este de foarte multă vreme, iar la grădinița cu program prelungit, înlocuirea tablourilor electrice, care de asemenea sunt vechi. Grădinița numărul 2, cea de aici, fața acasă, dacă ar putea intra într-un program de reabilitare, ar fi cred cel mai bine, dacă nu, acum după ultimul cutremur au apărut niște chestii și nu pe parte le-am putut rezolva noi cu oamenii de la Directorul tehnic al primăriei Roman, Felicien Ioniță, a rugat directorii de școli să nu încerce niciun fel de reparații pentru a nu masca eventualele fisuri care mai pot apărea. Asta pentru că, pe lângă problemele legate de necesitatea înlocuirii instalațiilor electrice la aproape toate clădirile școlare, s-a mai ridicat și problema apariției unor fisuri la câteva clădiri. 4 unități școlare care ultimele 2 cutremure au apărut niște fisuri suplimentare față de ce exista anterior. E vorba de grădinița dumneavoastră, de cealaltă grădiniță 2, de la Casa Căsătorilor. E vorba de seminarul ortodox și e vorba de corpul B de la dumneavoastră, în care eu, cu ultimii, am constatat fisuri o leacă mai mari decât cele care existau anterior. Nu încercați să le reparați. Imediat ce se votează bugetul, una din primele priorități ale noastre să facem expertiza stabilității acestor clădiri și orice reparații pe care o faceți maschează. Edilul șef al municipiului a asigurat directorii că expertizarea celor 4 clădiri va fi o prioritate bugetară pentru anul 2017. Eu am avut discuția cu domnul director Ioniță și chiar am prevăzut și am zis problema asta și am făcut bine cu intervenit. Ca să vă spun, momentan să lăsăm lucrurile așa cum sunt, ulterior când va fi pentru reabilitare vom interveni, dar acum să putem să facem expertiză în deplină cunoștință de cauză. Din păcate, municipalitatea a moștenit o infrastructură școlară veche, uzată, pentru modernizarea căreia ar fi necesare 10 de milioane de euro, adică cel puțin bugetul Romanului pe următoarele 2 decenii, asta fără a mai face nimic altceva în alte domenii.